Google. Da. Așa ce că îi se zice. Google s-a născut la sat și satul este știe din tot. Satul Savetei Bogdan! Ovații! Lăutarii! Unica! Seara, bine v-am găsit! Puteți, bună Saveta, seara! Mai puteți? De unde vii, Saveta? De la? Tocmai de la Cluj. De la Cluj. De la Cluj! Tocmai de acolo, de la... Becleam pe Someș, da, da, am nu prea am dormit deloc. Dar cum? Dar vreau să răspund, vreau să răspund lui ăia care m-a jignit pe Facebook. Așa. Că a zis că susțin așa o vorbă urâtă pe unul și de el a vorbit urât și de ea. Ei, dragii mei, îi susțin, treaba lor. Da. Ce-or face? Dar n-ați avut curaj să lăsați pe Marcel, că am înțeles că vrea să vă spună de soții, de nu știu ce. Trebuia să ia de bărbați, ne-a făcut Marcel. Nu vrei, ia, să, te vrei să spun păi... bărbații din viața ta de parcă să aveți și era 20, da. Înțelegi? Da. Ei, am avut doi, da, doi cu acte, dar unul a murit. Dacă a murit, nu trebuia să mă muriți, să rămân văd. Da, ați avut numai doi bărbați în viața dumneavoastră? Mulți, foarte mulți. Hai să luăm loc. Au zis doamna Saveta, dar înțeleg că la un moment dat, de când a început scandalul ăsta cu Marcel, ați primit o fotografie indecentă pe Facebook, e adevărat? Mă, este adevărat, dar am șters-o. Am șters-o, păi acum... E cum se zice? Era coloana infinitului sau era un pitic de grădină? Nu, era coloana infinitului. Dar era al Marcel, sigur? Păi, cine mi-a dat-o cu telefon ascuns, cred că da. Sau era ciocanul lui Pomohaci. Da. A vrut să o aducă la tăcere, pe Saveta, n-o și făcea, cum putea. Nu decât... făcea el așa ceva, și mai ales cu mine. Nu el. Nu el. Nu el. Opoziția. Cine mi-a trimis-o, nu știu, dar am șters-o, dragii mei. Stați liniștiți că am șters-o. De ce credeți dumneavoastră, după ce l-ați văzut astăzi în splendoarea lui... costumație. Costumat, așa și e el, elegant. Așa un fiecare actor, zi are alt costum. Un actor din ăla așa grăbit. De ce credeți dumneavoastră că băiatul ăsta, Marcel, nu s-a dus astăzi la notar? Asta l-am întrebat și eu. Pentru că el vrea să desfacă neapărat căsătoria din vina ei. Și nu o să fie așa, Marcele. Hai să vezi. Că și tu ești vinovat. Păi și ce importanță mai are până la urmă căsătoria? Din partea scuze. Nici nu contează, din vina. El a prelungit-o și asta am întrebat. De ce mai făcut asta? La ce? La ce? A, ca să mai lungești o săptămână? La ce-ți folosea? N-au copii, n-au avere de împărțit, deci la urmă... Nu am întrebat. Păi avea ceva de împărțit? Probabil, eu așa am zis, probabil că avea ceva de împărțit, mai avea ceva de împărțit. Nu, nu mai avem nimic, nu avem nimic de împărțit. Așa. Dar voi credeți că judecătorii ăștia nu se uită și ei la televizor? Adică, după ei zic că nu se uită, dar se uită. După câte a zis Marcel, credeți că această căsătorie se va desface exclusiv din vina ei? Da, asta vrea el, dar nu va fi așa. Auziți, dar eu vreau să vă întreb ceva. Dacă ați fi om de afacere, ați mai face vreo afacere cu Marcel? Eu n-aș fi făcut niciodată. În viața mea. Deci, cine-i mă ăla care vrea? Înțeleg că vrea să facă și afaceri cu statul. Cristi, eu aș face. Ai face? Păi, dar în afaceri trăsăriști. Ori pierzi totul. Cu banii tăi? Cine-i păi mă, tu n-ai bani, ești sărat. Care s-a dus la televizor și vorbește de nevestele lui și le... A fost mortală faza aia. Ia Marcel un costum de baie, zice, hei, i-am cumpărat costumul ăsta de baie când am fost nu știu unde. O groază de bani! Dați seama! Ești rău că n-ai costumele lui, Cristi. Ești răutăcios că n-ai costumele lui. O groază de bani. Bă, dar de unde produce costumele? Eu tot nu înțeleg. Da. E, de unde le produce? A, și adică a slăbit... Da. Păi a slăbit, dar el... Fostei soția lui Marcel Toate. El este un actor grăbit. El joacă foarte bine rolul, domnul. Un actor sau un alternator? Actor grăbit, eu așa zic. După pauză aflăm, vine...